Călătorul ce trece pe calea Unirii din Craiova, axă principală a orașului încă de la întemeierea sa, nu poate să nu se oprească și să nu admire cu uimire o clădire somptuoasă și măreață venită parcă din altă lume. Palatul Jean Mihail, căci despre el este vorba, este una dintre cele mai frumoase clădiri ale orașului și găzduiește astăzi Muzeul de Artă al Craiovei. Povestea palatului ascunde în umbra ei, prea puțin cunoscută, povestea unei familii. O familie care a trăit pe aceste meleaguri doar puțin peste un veac, dar a reușit să lase românilor nu doar o avere imensă, strânsă prin muncă și întoarsă apoi spre comunitate, ci și pilda neprețuită a unor valori, de la cele estetice la cele morale, pe care ar trebui să le cunoaștem și să le prețuim. Înflorește acolo unde Dumnezeu te sădește. Noi nu putem spune despre ei decât că au înflorit la maxim. Bogăția personală era pusă și în slujba comunității. Familia aceasta era o familie de boieri luminați, foarte respectată și, cum rar se obișnuia pe atunci, făceau gesturi umanitare, ajutau pe țăranii săraci. Era foarte iubit de oamenii locului. Era foarte iubit de oamenii locului. Și respectat. Cred că cea mai bună lecție pe care Mihaili ne-au lăsat-o peste ani ar fi bunătatea și plăcerea de a dărui, de a dărui semenilor. Pe parcursul a aproximativ 120 de ani și a 4 generații, familia Mihail, o familie de negustori a români venită pe meleaguri românești din Macedonia, a reușit să strângă cea mai mare avere din țară, o avere care a născut adevărate legende și pe care o va dona în întregime statului român prin testament la moartea ultimului descendent în 1936. Estimată la uriașa sumă de 6 miliarde de lei, într-un an de vârf al leului românesc, echivalentul a 6 tone de aur, averea Mihailiilor a dispărut pur și simplu de atunci și până astăzi. Așa se face că din moșiile, casele, banii, activele bancare, ctitoriile sau obiectele ce alcătuiau această fabuloasă moștenire, au mai rămas în picioare, alături de Palatul Jean Mihail din Craiova, câteva clădiri în diferite stări de degradare. Pe urmele lor am plecat și noi în această saga de familie, deopotrivă pilduitoare și tragic absurdă. Până la realizarea filmărilor echipei TVR Craiova, nu se știa cu exactitate de unde veneau Mihailii și când au ajuns în Craiova. Inscripția descoperită pe placa de marmură de pe una dintre ctitoriile ridicate în folosul comunității, este vorba despre școala din satul Bârza, comuna Valea Stanciului, spune clar că aceștia erau din Megarova, Macedonia, și s-au stabilit în Craiova în anul 1819. Primii Mihail, ce purtau de fapt numele de familie Constantin, erau soții Mihail și Zaharica, ale căror date de naștere nu se cunosc, și fiul lor, Nicolae, născut la 23 aprilie 1814. Ei se ocupau cu negoțul ca cei mai mulți dintre aromânii care au împânzit întreaga Europa în secolul al XIX-lea. Secolul XIX era de-abia o etapă ulterioară a valurilor de greci și mai ales macedoneni, de fapt, români veniți la nord de Dunăre. Ei se poate să fi venit poate cu primii domnitori fanarioți, pentru că se pare, așa cum spun și mari istorici, printre care Iorga și Hâciu, că au fost confundați a românii cu grecii datorită numelor, dar
dar consultându-se apoi asupra provenienței lor și asupra vechilor nume de familie românești, se constată că de fapt nu erau nume grecești, ci aromânești, așa cum este și cazul acestor Constantin, așa cum este cazul unor vechi nume, cum ar fi Manu sau Mano sau Emanoil, care au fost considerate și a fi grecești și de fapt erau aromânești. Deci ei, românii, au făcut lucrul ăsta pentru că se ocupau cu negoțul. Ei au împânzit de fapt întreaga Europa. Unii spun că de fapt în Moldovlahia au ajuns cei mai puțini, pentru că majoritatea s-au dus în Transilvania, în Imperiul Austro-Ungar, în alte locuri decât în Valahia. Primii Mihail, se pare că ei nu au ajuns direct în Craiova atunci când au venit în regat, ci, mă rog, pe vremea aceea în Muntenia, ci se pare că au fost undeva mult mai aproape de Dunăre, la Bistreț mai precis, unde există dovada locuirilor prin faptul că numele lor se leagă de construirea uneia dintre cele mai vechi biserici de zid de la nord de Dunăre, biserica din Bistreț, cu hramul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. De altfel, portretul în frescă al primului Mihail, care se numea Mihail, de fapt, cu prenumele și Constantin cu numele, portretul lui în frescă apare pe peretele interior al bisericii în calitate de ctitor, alături de soția sa, Zaharica, și de fiul său, Nicolae, singurul copil de altfel pe care l-au avut. Și se spune că lucrările la biserică au început în 1826, s-au sfârșit în 1832 și în 1833 Nicolae a angajat pictorii, pentru că ea fusese ridicată, dar nepictată. Pictura s-a făcut în 1833. Cea mai veche imagine în ordine cronologică în care apar chipurile Mihaililor este tabloul votiv din această biserică, în care Mihail Constantin apare în costum oriental, pe când fiul său Nicolae este îmbrăcat în ținută occidentală, cu frac. De altfel, acesta este și primul care va purta numele de familie Mihail, printr-un obicei des întâlnit în genealogia românească, prin care prenumele tatălui devine patronim pentru fiul său. Pictura exterioară reprezintă o serie de scene care dovedesc respectul pe care ctitorii îl aveau față de munca și portul popular tradițional al țăranilor români. Această mică biserică este descrisă în 1896 în atlasul geografic al județului Dolj ca fiind în ruină. Deși figurează pe lista monumentelor istorice din România, nici astăzi, la aproape două secole de la punerea pietrei de temelie, Biserica Sfântul Nicolae nu arată mai bine, având urgentă nevoie de reparații. Primul membru al familiei Mihail de la Craiova, Mihail Constantin, ar fi fost administrator al proprietăților funciare deținute de boierii craiovești, fapt ce i-a permis să aibă un ascendent pe scara socială, iar Nicolae, fiul său, conform scrierilor lăsate de omul politic Constantin Arcetoianu, a devenit caldarâmar, adică avea în sarcină pavarea străzilor orașului Craiova, activitatea aducătoare de profit. Nicolae Mihail s-a căsătorit cu Victoria, născută Emanoil, la data de 22 aprilie 1822, fiica lui Nicolae Emanoil și a Anastasiei Curti. Victoria a avut două surori, Elena, căsătorită cu Nicolae Dumba și el macedonean de origine, și Maria, căsătorită cu un grec pe nume Coloni. Le menționăm pe cele două surori, Elena Dumba și Maria Coloni, pentru că ele vor avea mai târziu un rol deosebit în sporirea averii familiei Mihail, întrucât s-au stins fără urmași direcți. Nu au
avut pământ de la început, dar foarte repede și-au dat seama de valoarea acestei investiții și au început să achiziționeze terenul. Primul despre care se știe că ar fi început să achiziționeze pământ este Nicolache, deci a doua generație a familiei. Prima, să zicem că a făcut un capital prin comerțul cu grâne realizat la Bistreț. De altfel, acolo se pare că exista o comunitate puternică de armâni clisureni care au dat viața acestui port, l-au transformat într-un port cerealier care exporta spre toată Europa grâne. Se pare că ei au fost în primă instanță arendași, adică vechii arendași luau în administrație anumite moșii boierești, dar e adevărat, odată cu Nicolae au început să și achiziționeze intensiv pământ. Și nu numai că au achiziționat pământ, dar au fost foarte preocupați să-l și exploateze într-un mod eficient. Iar în acest scop, Nicolae și-a trimis fiul pe Constantin Dini la studii în Viena și la Hohenheim, unde a făcut Institutul de Agronomie și de unde a venit cu niște cunoștințe importante privind mecanizarea, lucru mecanizat al pământului și gestionarea în general a culturilor. Din căsătoria lui Nicolae cu Victoria, la 30 ianuarie 1837, s-a născut Constantin Dini Mihail, iar la 30 octombrie 1838 a venit pe lume Areti Mihail. La puțin timp după moartea lui Nicolae, fiul său și-a dorit să-i cinstească memoria ridicând o școală de agricultură în satul Bârza din comuna Valea Stanciului, loc unde se întindeau moșiile familiei. Fiind școlit la universități occidentale, Dini și-a dat seama de importanța exploatării eficiente și moderne a pământului și a vrut ca și copiii țăranilor de pe moșiile sale să aibă parte de instruire în acest domeniu. Dini este de altfel primul reprezentant al familiei care a susținut dezvoltarea Olteniei. Așa se face că școala de agricultură model de la Bârza Dolj Nicolae Mihail, care urma să fie un izvor de lumină pentru folosul obștesc, este pentru sudul României o unică și frumoasă îmbinare a elementelor clasice dorice ale arhitecturii grecești și o aducere aminte a locurilor de origine a ilustrei familiei Mihail. Clădirea poartă pe frontispiciu îndemnul luminați-vă ca să prețuiți mai bine plugul și munca câmpului, iar pe peretele nordic, pe o placă de marmură, inscripția ce atestă originea familiei și data când s-a stabilit în Craiova. Este ceva deosebit, în primul rând ca arhitectură. Se spune, toți cei care trec spun că e ceva unicat, nu numai în județ, chiar în toată Oltenia noastră, această arhitectură, această clădire, de fapt, care a fost ridicată pentru a fi școală primară de către boierul, cum îi spuneau oamenii din sat, Constantin Mihail. Familia Mihail era una dintre cele mai bogate familii de moșieri, deci proprietari, mari proprietari de pământ din Oltenia și chiar din țară. Și aici, în sat, în satul Bârza, că aici suntem în satul Bârza din comună, aveau și conac. Este o placă comemorativă, acolo din marmură, unde sunt sculptate toate, tot gestul lor este pus în acea placă, în care spune că din dorința tatălui său a ridicat această școală. Bine, placa a fost acoperită în timpul comuniștilor. Construcția lăcașului s-a realizat în doar un an, iar inaugurarea școlii, pusă sub autoritatea Ministerului Cultelor, s-a făcut la 8 septembrie 1885, în prezența familiei Mihail, a arendașilor și ispravnicilor de moșii, precum și a numeroase personalități din oraș, precum Gheorghe Chițu, fost ministru al instrucției publice, sau Ion Calinderu, fost consilier al Înaltei Curți de Casație, administrator al domeniilor coroanei. Instrucția elevilor grupați în patru clase urma să fie asigurată de două cadre didactice, Ion Pretorian și soția sa, Elena. Cei doi aveau ca sarcină ca în fiecare lună să trimită proprietarului școlii un raport privind situația școlară a fiecărui elev.
a dotat școala cu teren experimental pentru agricultură, ca elevii erau învățați practică, aveau lot de pomi, de viță de vie, de legumicultură, era chiar valea la, vedeți, de la școala aceasta și 100 de metri, jiul jos se vede. Și acolo aveau grădină de zarzavat, canalizare făcută. Mulți dintre bătrâni erau învățați să taie pomi, să taie vița de vie. Deci lucrări agricole în metode moderne, cum erau pe atunci. Bine că agricultura atunci se făcea. Acești boieri aveau clăcași pe moșiile lor, pe moșia lor care era destul de mare. Aceea aveau și mașini, bineînțeles, dar munca, forma principală era munca în dijmă. Și țăranii erau, povestesc că era foarte corect în împărțirea recoltei. Unul pe doi, cum să zice, jumătate, jumătate. Familia aceasta era o familie de boieri luminați, foarte respectată și cum rar se obișnuia pe atunci, făceau gesturi umanitare, ajutau pe țăranii săraci, pare ciudat pentru unii care sunt educați de vechiul regim, la căsătorie, îmi povesteau cei bătrâni care au prins acele vremuri, acum 20-30 de ani, spuneau, primeau fie o pereche de boi, fie un car sau în grâu, porumb, ce le dădea să nu-și întemeieze familia. Clădirea s-a dovedit trainică și a fost folosită ca școală și în perioada comunistă, până prin anii 70, când i s-a dat destinația de muzeu. În 1989 a fost devastată de sătâni, iar astăzi, deși este într-o stare destul de bună, este nefolosită. Pe holurile clădirii actuale a școlii din Bârza ne așteaptă o altă descoperire, un bust din bronz al lui Constantin Dini Mihail, similar cu cel care tronează pe somptoasele scări ale Muzeului de Artă din Craiova. Înainte de Revoluție, urcându-mă în podul școlii, atunci se depuneau plante medicinale. Am văzut, mi-a atras atenția acel bust, pe care este chiar bustul ctitorului. L-am dat jos. Bineînțeles că nu și-au dat ei seama, nu se cunoșteau, nu-și dădeau seama cum erau atunci organele de pune, erau atât de instruite și l-am pus întâi într-o sală de clasă și pe urmă l-am scos pe hort. Probabil că familia a ținut neapărat, când s-a făcut Jean Mihail, urmașul și fiul lui Constantin Mihail, să fie și bustul celui care a ridicat clipul ăsta pentru eternitate. Bustul este realizat de sculptorul Constantin Bălăcescu, elev al Școlii de Arte și Meserii din Craiova, apoi student al Academiilor de Arte din Veneția și Milano, câștigător al unei medalii de bronz în anul 1900 la Expoziția Universală de la Paris. Un capitol aparte din sculpturile realizate de Bălăcescu erau lucrările funerare. Cele două, reprezentându-l pe Constantin Dini Mihail, una în marmură, cealaltă în bronz, au fost executate în 1908, în urma unei comenzi primite de la urmașii marelui latifundiar, cei doi fii, Jean și Nicolae. Bustul din bronz a ajuns la școala din Bârsa, iar bustul din marmură se află acum la Muzeul de Artă din Craiova, fosta reședința Mihaililor, el fiind găsit în interiorul monumentului funerar al familiei din cimitirul Ungureni, Craiova. Dini a studiat la școala de agricultură din Hohenheim, unde și-a luat licența în anul 1857, după care a mers la Viena pentru aprofundarea studiilor. Aici era deja stabilită mătușa lui Dini dinspre partea mamei, Elena, căsătorită cu Constantin Nicolae Dumba, un om bogat și foarte respectat în capitala Imperiului Habsburgic. Provenit din mamă craioveancă și tată aromân, Nicolae Dumba este cel care a finanțat în mare parte construirea operei din Viena.
la Viena o va cunoaște Dini pe tânăra de origine macedoneană, Matilda Spiro, fiică a unui alt macedonean care nu reușise să ajungă la un nivel crescut al averii precum familiile Dumba, însă care investise resurse în educația fiicei sale. Între cei doi tineri se înfiripează o poveste de dragoste care se va sfârși tragic. Matilda Spiro a devenit probabil în 1869 soția lui Dini Mihail. Tânăra familie a avut 4 copii, primii doi au murit la vârste fragede, ceilalți, Nicolae, născut în 1872 și Ioan, 2 ani mai târziu, vor crește orfan de mamă și vor fi reprezentanții ultimei generații a Mihailililor. Căci tânăra soție Matilda moare la doar 27 de ani, în 1876, în urma unei răceli puternice. Se pare că și-ar fi căutat singură moartea după ce Dini își dă seama că are o legătură amoroasă cu colonelul Crețeanu, în urma căreia chiar s-ar fi născut cel de-al patrulea copil, Jean Mihail. Constantin Argetoianu pomenea în memoriile sale de asemănarea ispitoare a copilului cu colonelul Crețeanu, povestind episodul. Dini Mihail a surprins o scrisoare care nu mai lăsa niciun dubiu asupra purtării soției sale. Cu ferocitatea macedoneanului a judecat-o și a declarat că nu va face niciun scandal, dar că o va ucide fără ca nimeni să-l poată bănui. Terorizată, înnebunită și fără niciun sprijin, căci Crețeanu bătuse prudent în retragere, la prima alarmă s-a pus după un bal, înnădușită între două ferestre deschise, pe un ger cumplit, și și-a găsit boala mortală pe care o căuta. În scurtă vreme a fost dusă la groapă. Această dramă intimă, pe care puțini au cunoscut-o, mie mi-a fost povestită de mumă mea, căreia i se destăinuise defuncta, i-a otrăvit lui Mihail viața întreagă, făcându-l să fugă de lume, căci prin însușirile sale naturale nu era menit să fie omul ciufut și acrit pe care atâta lume l-a osândit. Poate că fără această dramă familială, imensa lui avere ar fi servit scopuri mai nobile decât grija de a pune ban pe ban, rămasă singura preocupare a dezamăgitului și părăsitului soț. Dini Mihail a fost convins până la moarte de această filiație extraconjugală. Totuși, cât a trăit, n-a făcut nicio deosebire și nici în testamentul lui între cei doi fii ai săi. Drama prin care trece îl face probabil pe Dini Mihail să se canalizeze doar pe muncă, rămânând necăsătorit după tragica dispariție a Matildei. A fost fără îndoială unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri ai secolului al XIX-lea, dobândind de pe urma unei munci tenace o avere impresionantă, fiind considerat de același Argetoianu ca al doilea cel mai bogat om din regat, după Grigore Cantacuzino, zis Nababul. Dini Mihail a fost membru al Partidului Conservator, dar și finanțator al ziarului conservator Timpul. I se atribuie și calitatea de membru fondator al Băncii Comerțului din Craiova. Dini Mihail a reușit să achite până în anul 1890 toate datoriile moștenite de la tatăl său, un ajutor deosebit fiind și apariția în România a instituției Creditul Rural. Cu peste 80.000 de hectare de pământ întinse în 10 județe din partea de sud a țării, Dini Mihail a fost cel mai mare latifundiar craiovean. O astfel de avere nu avea cum să nu stârnească interesul contemporanilor față de proprietar și să nu nască legende. Vedeau? În special, zice-se că vara.
Valea Jiulea, aici nu este ca acum. Toată Valea Jiulea era numai păduri și păduri seculare, până în Jiu. Formă s-au defrișat. E o frumusețe deosebită în Valea Jiului și cu faună și bălți de pește în memoria oamenilor. Asta era cel mai mult, că erau pește, bălții. Se trecea, nu era podul acesta, se trecea, erau două poduri umblătoare, cum se zice, cu cablu, luntre podul. Că podul acesta s-a făcut în coate, în 1974. Nu. Deci o zonă frumoasă care e și acum, dacă te uiți când vii dinspre Craiova. Și acei aveau și, se spune că aveau o livadă frumoasă. Eu n-am de unde să știu, dar cei bătrâni, că era frumos în stil, să zicem așa, în fața casei, în stil englezesc, așa, cu multă iarbă. Eu cred că poziția lor aici și faptul că au făcut atât de repede avere, că s-au descurcat atât de repede și au căpătat un statut social foarte vizibil și foarte important, a născut ceva invidii, mai ales printre proprietarii de pământ, pământeni, autohtoni. De aceea cred că nu erau foarte bine văzuți chiar de toată lumea și nu de toată lumea din protipendadă. Erau probabil considerați, așa cum se întâmplă pretutindeni, acei nuvoriși care își dau aere de boierie după ce au pornit de undeva de jos. Dar ceea ce e de remarcat totuși din ce am reușit să descoper era faptul că nu vorbim aici de acea atitudine arivistă, de acel mod de viață extraordinar de epatant, pentru că asta de fapt îi caracterizează pe acești nuvoriși, faptul că fac tam-tam în legătură cu bogăția și statutul lor social. Erau niște oameni foarte bine chivernisiți, care nu, pentru că știau valoarea banului, nu vroiau să risipească într-un mod exorbitant. Legendele merg și în cealaltă extremă, de unde erau foarte zgârciți și nu vroiau să-și bage curent electric, vroiau pasămite să-și facă un acoperiș din bani de aur, din cocoșei. Este o legendă care, iată, vedeți, în funcție de ce vroiai să spui rău despre ei. Fie că sunt zgârciți, fie că sunt foarte cum se spune, excentri sau extravaganți. Ultimele decenii ale secolului al XIX-lea vorbesc tot mai apăsat de o adevărată vocație filantropică a familiei Mihail. După doar 50 de ani de când se stabiliseră în Craiova, Mihaili își câștigaseră locul în societatea înaltă și făceau parte din viața orașului. Fie că vorbim de Dini Mihail, de sora sa Areti Fotino sau mătușa Maria Colonii, membrii familiei participau la toate evenimentele importante, de la subscripțiile publice legate de ridicarea unor spitale, la finanțarea unor școli, cantine, biserici sau la sprijinirea familiilor tinere de țărani și a copiilor acestora care mergeau la studii. Pe lângă faptul că avea legături cu toate familiile importante din Craiova, așa și menționa Vârvoreanu, Glogoveanu, Corneti chiar, se pare că Nicolae și Victoria au înășit familia Corneti la cununie. Deci se și înrudeau cumva prin diferite alianțe, statutul lor social era unul foarte înalt și se comportau în consecință, adică obișnuiau să facă vizite la băi, în străinătate, să viziteze expozițiile universale de la Paris și nu numai atât, dar să participe la toate subscripțiile cu bani care se organizau pentru susținerea participării României la aceste expoziții. Și femeile din familie participau voluntar, la fel ca regina Elisabeta, considerată mama răniților, după modelul acesteia, erau surori medicale și îngrijau răniți, organizau spitale, deci participau la toată această viață a comunității, în sensul în care
o susținea cu puterile sale financiare. Toate gesturile lor și toate acțiunile lor au fost unele în cel mai pur stil patriotic, deci nu patriotart, ci patriotic. Adică probabil că era și un alt fel de educație și un alt fel, o altă mentalitate în legătură cu bogăția personală. Bogăția personală era pusă și în slujba comunității. Ei înțelegeau un lucru foarte simplu de altfel, că nu poți să fii singurul bogat sau nu ți-aduce niciun folos să fii bogat și să trăiești într-un loc care arată execrabil. Vă dau un exemplu. În zona aceasta a Craiovei și datorită mlaștinilor numeroase, exista o cea mai mare populație cu paludism și tuberculoză. Și atunci s-au făcut niște lucrări de asanare, niște lucrări de aducere a apei potabile în oraș, deci de igienizare, așa. Iar pentru asta necesita o sumă foarte mare de bani. Primăria era deja înglodată în niște datorii și se cerea voie ministerului de atunci, de interne mi se pare, să se facă un împrumut la familia Mihail și Vorvoreanu, un mare împrumut pentru continuarea lucrărilor de igienizare și de aducere a apei potabile în oraș. Iar aceste sume împrumutate erau și colosale, dar mai mult decât atât erau împrumuturi fără dobândă. Deci nu funcționau ca o bancă. În momentul în care împrumuți bani comunității pentru că are nevoie de ei, dar nu aștepți un câștig de pe urma lor, mie asta mi se pare unul dintre numeroasele gesturi sugestive în legătură cu modalitatea lor de a trăi, de a-și privi averea. O figură aparte a familiei este sora lui Dini, Areti. Avea să se căsătorească la București cu Androcli Fotino, medic de regiment, apoi șeful ambulanței Marelui Cartier General și director general al Serviciului Sanitar Civil. Pe una dintre moșiile familiei, la Bodeiești, în județul Dolj, o mică biserică de țară le păstrează amintirea, căci în 1884 clădirea, căzută în ruină, a fost complet restaurată pe cheltuiala celor doi soți, pentru ca un an mai târziu să fie executată și pictura din nou de către pictorul în renume Costache Petrescu din Craiova, după cum se amintește în Pisanie. Peste aproape o jumătate de veac, în 1933, va fi restaurată din nou de către Jean, în memoria ctitorilor, dar și a fratelui său Nicolae, decedat între timp. Și acum biserica am găsit-o tot în proces de renovare. Tot aici, la Bodăiești, familia Fotino a construit în jurul bisericii satului un adevărat ansamblu care cuprindea pe lângă conacul familiei o grădiniță, o școală, spital, grajduri și hambare pentru depozitarea cerealelor. Drumul de la biserică la conac era flancat de numeroase statui, peisajul idilic fiind completat de o mică grădină zoologică și o insulă aflată în mijlocul unui heleșteu. Răscoala de la 1907 avea să distrugă mare parte din acest paradis, dar proprietatea își va recăpăta strălucirea când, după moartea lui Areti și a generalului Fotino, stinși fără urmași, va fi preluată de nepotul Jean Mihail. Sfârșitul acestuia și venirea comunismului aveau să ducă la decăderea definitivă a acestei oaze de frumusețe din nordul județului Dolj. Amintirea acelor vremuri mai dăinuie și azi în memoria sătenilor prin poveștile trecute din tată în fiu. Aici, la intrare, era un ceas cu clopot care bătea ora și s-auzea de la Stoina și de la Goiști ceasul ăsta. Și în 1907 a fost dat foc de către clăcași. În față era casă, nu știu dacă mai e casa, nu mai e casa aceea în partea dreaptă, și erau magazine de cereale. Erau statui pe aici. Multe, foarte, foarte multe statui erau. Și conacul, era casa, conacul era aceea în dreapta, nu știu dacă ce mai este, o fi dărman, nu știu.
Era foarte mult statuici și ei serveau masa acolo pe insulă, în mijlocul lacului. Dacă au venit vremurile ăștia, pe vremea Iaseului parcă mă întrețineau lacul, cum veneau cei de la Iase, de la Goiești, aceia și... A, nu mai e casa, nu mai e nimic. Uite, alta mai din clădire, decât asta mai este. Încă nu mai e nimic, au dărâmat tot aici. Ei când au donat și dealurile, și băile, și râpele, tot au donat. Iar acum, după evenimentul 89, nu că n-a fost revoluție atunci, a fost lovitură de stat, după evenimentul 89, s-a abrogat decretul 324 și și-a luat fiecare pământul lui. Dar au pretins și le-a dat primăria talaua boierească. Ori talaua boierească, asta nu trebuia dată la... Deci a luat și pământul lor, a luat și pământul ăsta. Și aici au un pământ arabil, n-a luat râpe și cu dealuri, cum au avut ei. Chiar dacă au fost de alte naționalitate greci, ei au venit cu dragoste în poporul român. Tatăl meu spunea că tatăl meu a fost născut la 1886. Generalul Fotinou, tata sau unchiul, nu știu cine a fost, al lui Jean Mihail, avea aici, era doctor, general doctor, avea aici jos, la, spune punctul infermerie, avea spital cu 10 paturi, de făcea internări. Și a fost dărâmat de către Amaradea, a venit Amaradea până aceea și a dărâmat, a luat tot pământul. Venea la școală dimineața, ne-a asigurată așa mâncarea, pâine caldă, bogăcii calde, cu salam și cu ceai sau cafea cu lapte. Masa era asigurată de către administratorul Moșiei Borești. Erau oameni foarte, foarte darnici și foarte primitori. Familia boilor a trimis la studii în străinătate pe un tânăr Ceroiu Constantin, care a făcut studii la Sorbona. Se purta foarte bine cu oameni, erau oameni amabili, erau oameni drăguți, erau oameni care respectau omul, erau oameni care le dădea, îi recompensa pe oameni pentru munca lor. Adevărat model de virtute și providență pentru săraci, Arethi Fotinou a făcut parte din numeroase comitete de ajutorare a sărmanilor. S-a implicat în marele efort de susținere a războiului de independență de la 1877, împreună cu fratele său și cu doamnele familiei. Actele sale caritabile i-au adus aprecierile și prietenia reginei Elisabeta a României. Într-o scrisoare de la 1884, ea descria atmosfera de la curte. Duminică am fost la palat ca doamne patronet. După ce am stat și am dezbătut în sala tronului, regina ne-a invitat în apartamentul ei ca să luăm lanci. Ne-a arătat cu deamănuntul toate obiectele, foarte amabilă, parcă nu aveam înaintea noastră pe suverana, ci o prietenă bună, veselă, glumeață. În 1899, Dini a decis să investească în construirea unui palat care să aibă suficiente camere pentru cei doi fii și viitoarele lor soții. Și pentru a-și dovedi forța financiară și poziția în societate, a apelat la tot ce era mai bun în epocă. L-a angajat pe arhitectul Curții Regale a României, Paul Gautreau, a ales cei mai buni constructori și cele mai bune materiale. Ce a rezultat este o bijuterie arhitectonică în stilul academismului francez, cu elemente de clasicism și neobaroc, cu interioare rafinate și luxoase decorate cu oglinzi venețiene și candelabre de Murano, marmură de Carrara și stucatura aurită. Încă de la început, reședința a fost prevăzută cu instalație electrică și încălzire centrală. Era o
cred că și un personaj orgolios. Și în această cauză a apelat la arhitect de primă mână, la materiale de primă mână, la mână de lucru de primă mână, tocmai ca să fac o demonstrație a plenitudinii realizării lui ca om de afaceri, pentru că e greu să-l categorisești pe Constantin Mihail în zona, eu știu, a boierilor. Nu era un boier, era un investitor în zona latifundiară și de mare succes. În 1907, când s-a inaugurat această clădire, hai să zicem 1900, perioada în care se construia, în Europa interveniseră stiluri mai noi și mai, să zicem, moderne, ca să zicem așa. E, până să pătrundă stilurile acestea moderne în pătura de oameni potenți financiar, a durat ceva vreme și atunci s-a apelat la un registru de forme și un limbaj arhitectural un pic mai vechi. Tocmai din dorința de a recupera o perioadă pe care noi n-am avut-o. În felul acesta explic de ce s-a apelat la un arhitect academist, la un arhitect eclectic, care clar își făcea meseria foarte bine în zona asta, adică stăpânea stilurile, avea un simț al echilibrului excepțional, avea un ochi pentru detaliu nemaipomenit, adică nu pot să-l așez mai jos doar pentru faptul că era puțin, să zicem, nu în pas cu moda, dar ceea ce făcea, făcea impecabil. Aici este vorba de montat marmură, de montat feronerie, fier forjat, de montat parchet lambrisat. E greu de montat oglinzi venețiene, de montat candelabre de Murano. E greu să faci asta cu mâna de lucru locală de atunci, vă spun drept, și cred că și de astăzi. Cred că și de astăzi. E greu de găsit specialiști în zona asta. Și atunci îți aduci mâna de lucru de afară, pe lucrurile delicate, pe lucrurile pretențioase și apelez la restul, la ce îți oferă, mă rog, locul. Construcția palatului s-a încheiat în 1907, însă, la sfârșitul anului, bătrânul Dini Mihail s-a îmbolnăvit. La 29 iunie 1908 a murit, nu înainte de a-și lăsa averea celor doi fii, Nicolae și Jean, fără a locui însă măcar o zi în palatul pe care îl clădise. Își doarme somnul de veci în cimitirul Ungureni, în interiorul unui monument funerar, alături de mulți dintre membrii familiei sale. Pe placa de marmură din palat se poate vedea marcat anul 1909, momentul în care cei doi frați moștenitori au inaugurat somptuoasa clădire. Moștenitorii ai unei uriașe averi, cifrată la echivalentul a 6 tone de aur în perioada interbelică, cei doi frați aveau caracteristici fizice aparte. Nicolae era mai înalt, cu tenul alb, Jean era brunet, cu o fizionomie total diferită și foarte slab. Aceste diferențe vizibile par a da dreptate lui Constantin Argetoianu, cum că Jean Mihail era în realitate fiul colonelului craiovean Crețeanu. Nicolae își face studiile primare în Craiova, după care pleacă la studii în Franța. Tot în Franța obține bacalaureatul, apoi o licență și un doctorat în drept. A deținut funcții precum cea de președinte al Societății Anonime Ramuri, a coordonat comitetul care dorea ca la Craiova domnitorul Mihai Viteazu, faimosul ban al Craiovei și primul unificator de țară, să aibă o statuie. Nu se știe în ce condiții Nicolae Mihail s-a simțit atras de credința romano-catolică.
Chiar dacă același Argetoianul prezenta pe Nicolae ca fiind bigot și excentric, din corespondența de familie se desprinde un cu totul altfel de personaj, căci el este cel care trimite cele mai sensibile scrisori mătușii sale de la deveselul Maria Coloni. A trăit atât la Pau în Franța, cât și la Craiova. Toate imaginile păstrate ni-l prezintă elegant și cu o distinție aparte. Avea să moară în Franța în 1918, trupul său fiind adus în 1920 la Craiova și depus la monumentul funerar al familiei din cimitirul Ungureni. Cel de-al doilea frate, Ioan Mihail, cunoscut ca Jean, este un personaj exemplar, dacă ne gândim la felul în care a continuat vocația filantropică a familiei. Ca și fratele său, Jean și-a făcut studiile superioare la Paris, unde a devenit doctor în drept. Deși inițial a fost ales deputat din partea Partidului Conservator în anul 1911, în 1915 el a devenit membru al Partidului Național Liberal, fiind ales deputat, apoi senator. În memoriile lui Ighe Duca chiar vorbește despre episodul în care anumiți prieteni liberali l-au rugat pe Duca să mijlocească cu Mihail, care venea dintr-o familie de conservatori și fiind marele proprietar de pământuri, să fie favorabil intenției lor propunerilor de împroprietărire a țăranilor pe baza exproprierii marilor domenii latifundiare. Argumentul pe care îl spune Duca că l-ar fi adus Jean Mihail pentru această pentru acest gest ar fi că el ar prefera să fie despăgubit de statul român în urma exproprierii pământurilor și să nu mai trebuiască să aibă grija gestionării atâtor moșii și mai mult atâtor arendași de moșie, adică gândiți-vă, o avere de 80.000 de hectare trebuia o companie întreagă ca să o ții în frâie, ori el numai toate rudele apropiatei muriseră, rămăsese singurul supraviețuitor al familiei și nu, probabil că nu mai deținea controlul într-o măsură satisfăcătoare a întregii averi. Și atunci prefera să aibă niște valori, bani, decât toate aceste moșii. Între timp, Jean Mihail devenise cel mai bogat om al României, după ce moștenise averea lăsată de cele două surori ale bunicii sale, Victoria Mihail. Căci mai întâi moare Elena Dumba, cea care trăise la Viena cu soțul ei, apoi în 1923 Maria Coloni îi lasă o sumă de circa 5 milioane de lei numerar, moșii, inclusiv faimosul conac de la deveselul Olt, care seamănă cu Palatul Mihail. Moartea fratelui său făcuse ca întreaga avere strânsă de neamul Mihaililor să se adune în mâinile unui singur om. În 1929 a izbucnit marea criză. În acela spirit de patriotism dovedit de atâta ori prin actele filantropice ale familiei, Jean decide să-l ajute pe regele Carol al II-lea și să garanteze un împrumut extern al României cu propria sa avere, impresionantă prin active și prin rezervele de numerar. A rămas o adevărată enigmă de ce Jean nu s-a căsătorit, pentru că toate fotografiile ni-l înfățișează ca pe un bărbat elegant și impunător, de un rafinament evident.
De altfel, în multe dintre acestea apare alături de femei. O prezență care se remarcă în aceste mărturii de familie este o tânără, însoțită adesea de un cățel, imortalizat alături de ea. De ce doamna cu cățelul sau vreo altă frumusețe nu a devenit soția lui Jean Mihail este un mister ce rămâne deocamdată nedezlegat. În 1936, la 61 de ani, în urma unei bronhopneumonii, Jean Mihail moare și odată cu el se stinge din viață întreg neamul Mihaililor. Își doarme somnul de veci alături de ceilalți membri ai familiei în cavoul din cimitirul Ungureni. Cu 3 ani înainte de moartea sa, Jean și-a întocmit testamentul prin care înfăptuiește un act fără precedent. Lasă întreaga sa avere mobilă și imobilă statului român, solicitând înființarea unei fundații care să îi poarte numele. Jean Mihail își dezvăluie în acest testament întreaga sa personalitate de filantrop și om politic cu viziune social-liberală. Iată doar câteva exemple. Din cele 80.000 de hectare de pământ moștenite, în urma expropierilor cauzate de reforma agrară în 1921, mai rămăseseră totuși 15.000 de hectare. Jean își dorea ca țăranii să primească loturi mici de 3 hectare la prețuri accesibile. Sumele obținute din vânzarea loturilor urmeau să formeze fondul Ioan C. Mihail, din care statul trebuia să financeze acțiuni de utilitate publică. Jean Mihail a dispus și întemeierea unei academii agricole în apropiere de București, iar Academia Română primea 1.000.000 de lei pentru a premia lucrări științifice de excepție. Orașele Craiova, Drobeta, Turnu Severin, Turnu Măgurele, Caracal, Tecuci primeau fonduri pentru ajutorarea bolnavilor, săracilor și bătrânilor. În ziua funeraliilor sale, școlile și-au închis cursurile, iar presa locală titra în 1936. Defunctul nostru miliardar craiovean Jean C. Mihail a lăsat întreaga sa avere care se cifrează astăzi la suma de 4 miliarde de lei statului român. S-a dovedit că Jean Mihail a avut prea multă încredere în contemporanii săi, căci testamentul său nu a fost respectat. Deși Fundațiunea Culturală Ioan C. Mihail s-a înființat la 1 septembrie 1936 și a funcționat până în anul 1948, așadar 12 ani, aceasta nu a dus la îndeplinire nicio prevedere testamentară. Conducerea fundației și personalul aveau salarii destul de mari, dar activitatea stagna în mod nejustificat. În toamna lui 1943, cu ocazia organizării în Palatul Jean Mihail a expoziției Săptămâna Olteniei, mareșalul Ion Antonescu constată starea proastă a edificiului. Este evident că autoritățile române de după 1945 nu au respectat testamentul, iar numele familiei Mihail a căzut în uitare. Deși au fost câțiva autori care au scris despre familia Mihail, până cu puțin timp în urmă nu existau foarte multe fotografii ale membrilor acesteia. La începutul anului 2019, un pasionat al istoriografiei Craiovei a descoperit la Arhivele Olteniei un fond impresionant de sute de fotografii ale Mihaililor, datând dintr-o perioadă întinsă pe 3/4 de veac. A reușit să le identifice pe multe dintre ele, deși nu existau înscrisuri cu numele protagoniștilor. Mă duce
mergeam des la arhive și cercetam fondurile cu fotografii ale Serviciului Județean Dorj al Arhivelor Naționale și la un moment dat am găsit câteva cutii în care se aflau fotografii de epocă neidentificate, deci nedatate, cu persoane care păreau a fi făcut parte din protipendada vremurilor. Majoritatea fotografiilor erau realizate în studiouri din Europa. Se aflau și câteva de la ateliere foto din Craiova. Deci fotografi renumiți de la sfârșitul secolului XIX, cum ar fi Carl Hahn. Franz Mandi era din București, dar erau prezente și fotografii ale lui Franz Mandi, care era fotograful Casei Regale. Iarăși Foto Spirescu, un fotograf din Brăila, tot fotograf al Casei Regale, iar din fotografii din Craiova, așa cum spuneam, mai era Martin Cardoș Dudinski și Carl Dill și Heitler, mai era un fotograf craiovean celebru. A fost destul de dificil să identific, n-aveau niciun element de identificare, n-aveau nimic scris pe spate decât numele atelierului și într-un an, în mijloc, se afla un bătrân cu barbă albă, a cărui față îmi părea cunoscută și mi-am dat seama că acel bătrân era Dini Mihail. Nu venea să cred, totuși încă n-am crezut că acele fotografii pot fi ale familiei Mihail. Cu familia Mihail s-au păstrat foarte puține imagini, tot ce s-a păstrat sunt tablourile de la Muzeul de Artă din Craiova. Fotografii, doar câteva s-au păstrat cu Jean Mihail. E un moment care se poate întâmpla o singură dată în viață. A fost ceva magic. Este un număr impresionant ca număr de imagini de epocă păstrate. Ce impresionează cel mai mult la aceste fotografii este calitatea lor. Deci acest lucru este vizibil și pentru un necunoscător între ale fotografiei. Prima imagine pe care am reușit să o identific este din 1855. Iarăși o imagine care mă intriga, deci era o fotografie pe un suport de pânză. Și a trebuit să studiez foarte bine, să mă pun la punct cu istoria fotografiei, să constat că aceia erau panotipie. Panotipiile erau fotografii la care imaginea era imprimată pe pânză. Fiind un suport atât de fragil, se păstrează foarte greu în timp. Panotipiile sunt rare la nivel mondial, iar faptul că avem o panotipie cu Anastasia Emanuel este un lucru care ar trebui să ne bucure pe noi craioveni. Sunt fotografii de mare valoare, de mare valoare. În momentul în care le-am descoperit, singura idee, ținându-le, deci în aceea zi, mă și gândeam, aceste imagini trebuie să ajungă la public. Ce rămâne astăzi din povestea unei familii transplantate și înflorite spectaculos pe pământ românesc pentru a dispărea apoi ca o boare de vânt? Ce rămâne din truda a patru generații și din averea imensă, risipită apoi ca și când n-ar fi fost? Să nu uităm că totuși i-au lăsat întreaga avere comunității și au iubit semenii. Au trăit în felul acesta, au creat o abundență, au trăit în ea. Abundența înseamnă revărsare, înseamnă să întorci și spre ceilalți ceea ce ai tu, darurile tale le oferi și celorlalți. Cred că asta este morala lor.